Bună seara, dragii mei, sunt Tarot de la Conoa, etalare pentru cei cu soarele lunar, Venus, ascendent, nodul nord în leu, etalare pentru decembrie 2022. Cât a mai rămas? Da, a mai rămas destul. Etalarea este pentru unii cu soare în leu, pentru unii cu lună în leu, cu unii cu Venus în leu. Nu intrați în panică, să nu vă enervați dacă nu rezonați, căutați în altă parte, la altă planetă sau pe alt canal. Venise ceva? Văzusem, da, am văzut aici, miracole și binecuvântări, 13, transformare. 13-14, transformare. Dacă aveți nevoie de ajutor, încercați să vă ajutați cu cineva, o susținere psihologică, emoțională, sau poate voi trebuie să ajutați. Oricum, acest ajutor aduce miracole și binecuvântări pentru ambele părți. Mai văzuse. Așa, în clarificatorii pentru prezent a apărut împărăteasa. Este o energie feminină înaltă. Reprezintă abundență, dragoste, stimă față de sine. Această energie atrage. Și atrage un personaj care probabil este la distanță cu lumea, care a venit până acum, iau-te, trei cavaleri. Ar fi vrut de mult timp să vină mai repede, dar a avut de vindecat niște răni, niște traume, o așteptare, iată temperanța, un refuz. Și din cauza acestei nevoi de a se vindeca, da, mai văzusem ceva, a întârziat exprimarea unor sentimente față de această împărăteasă. Că sunteți voi... Că altcineva urmează să exprime emoții, valori, adevăruri față de voi, veți vedea. Și da, va fi o comunicare pentru, da, mai văzusem ceva. Va fi comunicare pentru că a apărut și magicianul, magicianul care reprezintă Mercur. Poate să fie dorința voastră de a manifesta abundență. E dreptul vostru, e cea mai înaltă vibrație. Nu doar abundență, multe, dragoste, lucruri înalte. Eventual cineva vă vede în această vibrație și vrea să comunice și vrea să manifestați împreună. Zic împreună pentru că trebuie să alese modalitățile de manifestare. Cărțile pe care le-am arătat în prezent arată o schimbare de abordare după ce aceste cărți arată o amânare, conflicte din cauza unor alte personaje care s-au băgat între voi, s-au băgat în situație, în relație. Dorința, ia uite, dorința de a avea o victorie. Ah, ia uite, cineva a spus o inimă frântă. A încercat să pară cuceritor. Poate să fie, asta e Marte în Leu. Poate să fie chiar, puteți să fiți chiar voi cei cu planete în zodia Leului. Noi, mă bag și pe mine cam ascendent, da? Știți voi, cei care au planete în zodia Leului sunt mândri. Nu arată. E chestiune de minciune, nu arată că suferă. Motivele sunt multe. Însă, faptul că nu ați arătat sau ei nu au arătat au îngreunat manifestarea. Uneori e bine să fii sincer, chiar dacă nu e prea plăcut. Însă, lucrurile se vor reconsidera, aș spune, reconsidera în această perioadă. Dar hai să vedem. Astea sunt așa. Niște mesaje. Care e situația la care ne referim? În principiu, pentru lei, soare, lună, Venus, ascendent. Upsa, 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 upsa. Ia, băi, de ce mai fost la nu știu câte? 28 și 8. 8. 8. Transformare, moarte, renaștere, dar nu e vorba de moarte, e vorba de bani, e vorba de o viață, de o relație toxică, eventual care trebuie încheiată. E vorba de, da, toxică sau lipsită de autenticitate. Am vorbit de mândrie. O să mai vedem. 28, bărbatul divin ar fi sau bărbatul matur, matur, divin, în fine.
10, 2 și cu 8, 10. Apropo de magician, acest personaj trebuie să învețe să manifeste transformarea vieții sale, să se transforme. Eventual. Ia uite, 30. Femeia divină, împărăteasa. Ca să comunice, ca să ajungă mai aproape, ia 3, 3, 3. Aici este nebunul, aici este 6, îndrăgostiți. Da, trebuie să renunțați. Și voi și ei. Iar 3 cruci. Cruce, 8, moarte, renaștere, transformare. Trebuie să încheiate niște chestiuni. Niște chestiuni, niște... Vom vedea. Sau, poate știți voi mai bine ce aveți de încheiat. Iar este o distanță între voi și cineva. Între voi și acest personaj este distanță. Eventual acesta trebuie să vină să facă această călătorie, să comunice. Să îndrăznească, zero e nebunul, să îndrăznească ca să poată intra într-unul în manifestare. 33, Doamne, câți de 3, 33, care înseamnă iar 6. Ca să ajungeți aici, femeilor divine, ați trecut și voi prin transformările voastre. Dar voi v-ați păstrat echilibru, nu v-ați lăsat zdruncinate, eventual. Hai să vedem. Apar totuși energii feminine în echilibru în acest context. Energia celor cu soare, lună, Venus, ascendentul, domnul, nord, domnul, în această perioadă. Nu cred că acest bărbat pierde musai pe cineva. 26, iar 8. Ancestor. Apropo de străbuni. E o atitudine, o mândrie și o atitudine defensivă care e moștenită, să zic. Poate că or fi și chestiuni financiare, că tot 8 înseamnă moarte și renaștere, ca sau scorpionul aduce și taxe. Dar nu e vorba doar de asta. Iar 8, 3, 5, 8. Mai. Deci, oricum, știm că lei trec prin transformări profunde, dar orice ați avea planete, hai totuși să ne uităm. Dați-mi voie să mă uit în cărțulie, să mai venim cu informații noi, mai și citim. Că știm să citim. Da, noi știm. Din clasele primare știm să citim. 20 și... Te rog frumos să stai calmă, Mura. 26. Ce zici așa pe scurt? Ești purtătorul unui unei familii foarte vechi care vine din se trage din milenii, crește din milenii, în urmă cu milenii. Cum să traduc? Back for millennia. Da? Însă, tu ești o persoană unică. Interesant. Cine e acest personaj? Nu știu cine este. Nu trebuie să se mai lase influența de familie. Trebuie să îngroape oarecum acel capitol. El își are acel capitol, acea familie, acele trăsături au importanța lor. Tot o energie masculină, vedeți? Trebuie să învețe să manifeste unicitate, autenticitate, calea sa. Nu contează, poate străbunii au fost milionari și el trebuie să fie, știu, vraci. Am dat ceva așa, un exemplu ca să fie diferența. Sau orice altceva. Poate din potrivă. Părinții au fost săraci și el trebuie să devină un personaj foarte puternic. Poate părinții din ambele, mamă, tată, familii, au fost oameni slabi, care nu au construit cine știe ce, da? Deci totuși nu e decât un iglu. Și acest bărbat, acest personaj, trebuie să-și construiască calea asta, că am văzut magicianul, să manifeste abundență. Chiar dacă vine dintr-o familie de oameni, să zic, cu adicții, că 8 înseamnă sex, bani, chestiuni de genul ăsta,
Scorpion, casa scorpionului nu e ușoară. Că de-aia apare transformare, moarte și renașterea unor obiceiuri, a unor adicții. Ritualul ăsta cheamă la pacificare, la el. Ia să ne facem. Apropo, de ce am zis, ia ce este pozitiv din familia ta. Observă. E și bine, e valabil și pentru femei. Și pentru mine, și pentru tine, și pentru cine mai asculti. Da? Este o latură masculină, felul în care acționezi, da? Nu vorbim doar de bărbați, poate să fie valabil și pentru energie, pentru femei, dar felul în care acționează, da? Ia ce este pozitiv din străbunii tăi, din familia ta și observă și notele negative. Exact asta, asta fac eu, apropo de ce am zis că la eliberarea de karma de familie. Că am făcut o familie, da, disfuncțiile familiare se opresc aici. Onorează-i pe cei din familia ta, dar onorează-te și pe tine. Îi onorez, dar asta nu înseamnă că nu le vezi părțile negative și părțile pozitive. Trebuie să fii în echilibru ca să poți să manifesti o nouă cale, tot echilibrată. Este o acțiune naturală și de susținut, să zic. Dacă acționezi, să devii un individ de sine stătător, dincolo de termenii și condițiile în care ai fost crescut în familie. Interesant că am văzut aici familia, da? Pomul, cinci marele preot. În familia, banii, oho! Ori o familie interesată de bani, ori o familie cu bani, variază. Repet, poate să fie, poate să fie și o familie de oameni săraci, dar care s-au concentrat doar pe bani tocmai pentru că nu i-au avut. Păi mă, nu asta e ideea în viață. Da? Interesant, foarte interesant. Nu mă așteptam să fie așa interesant. Sodia leule. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în leu. Decembrie 2022, că tot e sfârșit de an. Transformări profunde. Eliberă de karmă de familie, să înțeleg. Exact ce fac și eu. Decembrie 2022. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Munca, construcția asta financiară se dărâmă. Se dărâmă într-un mod neașteptat. Trebuie să construiți altceva. Trebuie să anunțați eventual, că renunțați, poate, unii dintre voi. Vedem. Măi. Decembrie 2022. Leu. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Bărbatul vrea să iasă în evidență. Cinci de monede, sărăcie, abandon. Exact ce văzuse mai devreme, dați în urmă. Doi de monede, patru de monede, spânzuratul. Marele preot. Și familia. Exact ce am vorbit. Familia karmică. Unii ați fost abandonați de familie. Vom vedea la clarificări. Sau, ținând prea mult la acest concept, la karma familiei, ați pierdut alte lucruri. Poate unii v-ați pierdut credința, poate unii ați pierdut bani, ajut în familia, poate unii ați pierdut relații, ceva ce ați pierdut, 5-4-5. Interesant. Simt nevoia să vă trimit să căutați. În engleză cred că o să găsiți mai multe. Ce înseamnă 545 ca și număr divin? În fine. La capătul setului de cărți, regele de spade, cavalerul de cupe, 10 de spade, ia uite. Este o trădare. Este o trădare, o durere care a venit, să zic, din mândrie, poate chiar din petreceri, trei de cupe, din mândrie, din dorința de a cuceri, de a ieși în evidență și v-ați ales cu dureri, cu dezamăgiri imense. Dar cavalerul de cupe,
Poate să reprezinte un alt personaj care vine să vă arate o altă cale, care vă poate ajuta. Apropo de ask for help, nu? Așa am văzut mai devreme. Cineva vă poate ajuta să vă vindecați și să vă regăsiți principiile voastre, regele de spade, dincolo de atmosfera în care ați fost educați. Deci e vorba de străbuni, nu de căsătoria voastră cu alte persoane, e vorba de familia din care veniți. Poate în familia din care veniți, tatăl era într-un anume fel, toxic. Poate era mama toxică și tatăl a permis, eu știu ce. Vedeți, variază de la un om. Mai citiți și voi cărți de psihologie. Eu am început să refac niște înregistrări, dar nu le-am pus. Legate chiar de această temă. Hai să vedem în continuare. Ia uite, în trecut, șapte de spade, aici s-a oprit. Aici v-ați păcălit. Ați fost blocați, v-au legat, v-au programat, nu neapărat voit. Da? Energii materne cu luna. Dar v-ați blocat mental într-un program. Or, poate să fie fanatism religios, poate să fie fanatism financiar, poate să fie alte reguli, reguli stricte acasă. Până la ora 8 seara se mănâncă. După ora 8, că tot am 8 în față și știu situații de astea, știu. Apropo de regele de spade, oameni care funcționează într-un anume tip de armată, de regim ăsta strict. Am dat exemple ca să înțelegeți. Evident că nu toate vi se potrivesc, dar adaptați-le, că voi știți ce s-a întâmplat în familia voastră. Hai să clarificăm 5 de monede. Uf! Regele, nu? A, cavalerul de monede. Și stă și justiția. Da, lucrurile, justiția arată nedreptate, pentru că încă nu este în echilibru, vedeți, nedreptate. Și din cauza nedreptății a aplicat și spiritul divin, apropo de marele preot, a fost afectat. Și a trebuit să învățați să vă vindecați pe cont propriu, eventual, să străluciți, iar e o chestie de-astea se manifestă în foarte mult timp. Poate au fost vise, idei, gânduri. Hai să vedem în continuare, ca să aleg eu cavalerul de monede. Tot monede, monede. Dacă ați fost abandonați, dacă ați avut probleme financiare, a trebuit să învățați să vă faceți voi banii voștri. Asta n-ar fi rău, dar depinde cum îi faceți, că am văzut minciunelele și strategiile. Poate v-ați păcălit crezând că aceea este siguranța, să aveți bani, unii dintre voi. Ați crezut că dacă aveți bani, gata, vă crea siguranță, dar nu are siguranță și stabilitate. Hai să vedem 4 de monede în continuare. 10 de bute. Da. Unii posibil ați muncit foarte, foarte mult pentru aceasta. E semn de foc, da? Berbec, leu, săgetător. Dar e un ciclu pe care sper că l-ați încheiat. Ați muncit foarte mult pentru stabilitate sau ați acceptat multe responsabilități, lucruri care v-au epuizat energetic pentru acea falsă stabilitate. Ia uite, regina de lute. Zodia leonii. În fine. Cineva care bea foarte mult și o persoană foarte deschisă sexual. Energie feminină deschisă sexual, energie masculină care consumă băutură, pot să fie din neamurile voastre, unii oameni cu adicție, unele rude cu adicție, asta vreau să zic. Marele preot. Deci subiectul este intens. Dacă vă deranjează, asta îmi pare rău. Ascultați alte lucruri. Povești pentru copii. Marele preot. Odată. Și-au venit cărțile înainte să le tai de două ori. De trei ori. Iată, regina de butani. Energie feminină. Însă. 8 de monede.
Dar aici doar 4, 5. N-ați ajuns la 8, n-ați ajuns la maestrie, unii dintre voi. 5 cu care am și început. A, știți ce simt aici? Că familia a vrut să se folească. Ori cu bani, ori cu lucruri care, pe care nu și le-au permis. Sunt oameni sărași care încearcă să pară bogați. Și vă zic din experiență, megalomania este tipică celor cu aspecte în zodia leului. Sau familia v-a pus să munciți, dar nu așteptați să ajungeți la să vă găsiți calea voastră. Așteptați să... E chestiune de bani. N-are rost să cormonesc mai mult. În fine, nu-mi place. Dar probabil că e necesar pentru cineva să auziți. Da. Cavalerul de monede. Asta e bine să te duci să-ți cauți banii tăi. Dar să-ți faci banii tăi. Să nu depinzi de familie. Dar depinde cum îi faci. Pentru că dacă vânezi doar banii, e trist. Hai să vedem prezentul. 10 de cupe. Ce frumos! Regina de cupe! Și 3 de bâte. O să clarificăm. Pare o întâlnire totuși, că am văzut cavalerul de cupe mai devreme. Dați în urmă. Apare și această energie feminină. Înaltă. Iubitoare. În echilibru și cu credință. Care își manifestă individualitatea dincolo de familia din care face parte. Dar e o energie total diferită. Aici este energie masculină, n-am nimic cu bărbații, dar aici este tipic masculină, foarte pământeană și aici energie feminină, foc și apă, pasiune și emoții. Cineva și-a urmat visul și e pe cale să și-l atingă. Și vorbesc de acest personaj, nu de bărbatul, care trebuie să se transforme. Dar hai să clarificăm. Regina de cupe înseamnă capacitatea de a vindeca pe alții pentru că ai reușit să te vindești pe tine. Regina de cupe e un mare psiholog. Am văzut mai devreme, ask for help, cere ajutorul. Dacă știți că în preajma voastră este cineva care vă poate ajuta să vă vindecați și ocupă mare, marile dureri cu această cupă mare și să descoperiți că și voi aveți o cupă mare și că puteți să oferiți dragoste și pasiune dincolo de ce ați experimentat în familie, este minunat. Dar hai să și vedem la clarificări, că am văzut împărăteasă, e o chestiune care ține de mamă, de tată. Dar, dincolo de mama și de tata și de bunicul și de bunica, voi trebuie să vă ridicați înspre varianta cea mai bună a voastră. Da. Cavalerul de cupe. L-am văzut și mai devreme. Un mesaj de dragoste, de înțelegere. Hai să clarificăm. 10 de cupe. În prezent este o notă de speranță cu 3 de bâte. Sperați! Că va fi bine. Hai să vedem. 10 de cupe. Clarificăm 10 de cupe în prezent pentru lei. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. 10 de cupe odată. De două ori. De trei ori. Regrete, dar treceți peste regrete și... Hai să vedem. Oh, 8 de spade. Mă vedem și celelalte ca să le legăm. 8 de spade. Ar putea să fie o trezire a cuiva? Ia uite, da, vorbesc de trezire și apare turnul. În prezent este trezirea cuiva. Cuiva care a căutat doar banii, apropo. Călătorie către bani, regele de monede. Și trezirea. Trezirea cuiva.
Poate e mai bine cu bani mai puțini, dar într-un cuplu care se ajută, se susține. Aveți de ales între a avea pe cineva care vă susține și la bine și la rău, cu care sunteți fericiți, sau a sta în preajma oamenilor care nu vă aduc prea multe satisfacții și stați departe de sufletul vostru pereche. Dar hai să mai vedem. Clarificăm regina de cupe pentru zodia leului odată. Eventual, pentru unii dintre voi, există un personaj care e obsedat de a fi împreună cu voi, consideră că voi, dacă voi sunteți în vibrație înaltă energiilor feminine, da? Dacă voi sunteți deja vindecate și ați înțeles, voi trebuie să fiți voi înși vă, nu programele mentale din familie, acest personaj este obsedat de a fi cu voi. Consideră că doar cu voi, speră cu steaua, speră, doar cu voi poate fi fericit. Dar, mai vedem. Clarificăm regina de cupe o dată, de două ori, de trei ori, pentru... Ia uite, la distanță și patru de bâte, trei de bâte, patru de bâte. Și de da. Voi sperați la o dragoste, la un cuplu bazat pe dragoste. Regina de cupe este baza acestui cuplu. E distanță și din cauza distanței între voi și acest personaj, din cauza distanței vă faceți griji și fac și ei griji, eventual. Mai degrabă, decât să stați în grijă, mai bine călătoriți și comunicați. Iată, în trei de spade. O dată. De două ori. De trei ori. De trei ori. 78. Wow, ce simt. Ia uite și steaua. Iar. Distanța, steaua înseamnă distanță, uneori. O distanță foarte mare, gen lumea, steaua. Și distanța asta care este între voi creează o senzație de durere, continuă. Dar aici este provocarea. Cine simte durerea din cauza distanței dintre voi, trebuie să învețe să se vindece, să intre în echilibru, să spere, să aibă credință dincolo de fanatismele familiare, religioase. Mai simt un mesaj. Există un personaj în viața voastră cu marcaj. În semn de aer, marcaj. Asta înseamnă multe. Care are la distanță o familie. Și ascunde această familie. Fuge. Hai să mai vedem. Fuge de familia asta, 7 merge către 8 și se blochează în această speranță că doar împreună cu voi poate fi fericit. Fericită. Regina de cupe, pești, rac, scorpion, nu obligatoriu. Că avem 10 de cupe și regina de cupe, elemente de apă. Dar trecând peste zodii, apă, aer, foc. Mai cineva speră să facă casă cu voi. Sau poate voi sperați, poate acest bărbat speră să-și transforme viața și să facă casă cu voi, dacă voi sunteți aici. Împărătăților, reginelor, femeilor divine, femei care v-ați transformat și ați învățat ce e dragostea și echilibru. Pentru că o asociez regina de cupe acestei cărți, 33. În echilibru, oferă dragoste, vindecă, s-a vindecat. Are cheile la inima sa și la inimile altora. Dar mai clarificăm totuși 8 de spade.
Nu e chiar așa ușor când ai de-a face cu karma familială. Oh, deci, cavalerul de cupe. Da. Acest personaj vrea să comunice. Efectiv, numai la asta speră, gândește, visează. Să fie cu voi. Pentru că voi sunt... Ia, steaua iar apare. Sunt conflicte. Sunt conflicte, sunt gelozii, prieteni, familie, colegi. Dar aici este steaua, înseamnă speranță, credință. Orice greutate vine ca să ne crească vibrațional, eventual. Să ne transforme, dacă vrem. Clarificăm și șapte de spade. Odată. Uf! A sărit. Judecata invers. Interesant. Judecata invers. Regina de spade. Iar, cinci de spade. Cineva care nu judecă corect, ascunde niște lucruri, pentru că e frică că va fi judecată. Că va fi etichetată din cauza familiei, din cauza felului în care face banii, din cauza felului în care a fost căsătorită, eventual din motive financiare. Dar toate lucrurile astea se întâmplă la distanță. Avem o carte pe judecată, foarte ciudată că a venit invers. Interesant, cu judecata și cu 8 de spade, poate cineva are probleme în justiție și trebuie să suporte karma pentru niște lucruri, niște minciuni, niște chestii nedrepte. Avem o carte pe judecata invers. Ia uite, secrete cum fac banii. Aici e problema. Cineva ascunde felul în care a făcut banii și avem 8 de monede și în trecut. Felul în care familia sa a făcut banii, evident că mesajul nu e pentru toată lumea, dar pentru unii este. E frică că va fi etichetat într-un anume fel. Ia uite, turnul, separarea. Wow! Ai zis? Separarea, trezirea. A plecat și probabil acest personaj a plecat la un moment dat de lângă voi pentru bani și și-a dat seama că a făcut o mare greșeală. Ar vrea să vină să-și ceară scuze. Își dă seama că doar în preajma voastră, doar cu ajutorul vostru, poate să-și găsească echilibru și dragostea. Eventual. Pentru unii, nu pentru toată lumea, știu. Dar e o chestiune aici foarte complicată. Aș vrea să aflu și eu comentariile voastre, pentru că aici chiar e complicat. Cineva ascunde în felul care face bani. Ascunde de familie. Pentru unii mai poate să fie și o chestiune, știți? Și știu cum este. Dacă faci astrologie tarot și câștigi, cât câștigi? Nu zice nimeni că își face o avere din chestia asta. Dau un exemplu. Uneori trebuie să ascunzi lucrurile astea din mai multe motive, dar în mod special pentru că familia e obișnuită într-un anumit fanatism religios. Ori e atee, ori este strict religioasă și consideră că lucrați cu diavolul și aici este o altă versiune. Uf, păcat, știu cum este. Dar apare trezirea, apare șocul, apare separarea necesară pentru a se produce transformarea. Pentru că vorbim de transformare ca leitmotiv, nu? Ia să vedem în viitor. Lumea! 10 de bâte sub 10 de bâte și 7 de bâte. Ce ar mai fi după? Îndrăgostiții. Ce frumos! 4 de bâte! Asta este. Trebuie să puneți granițe, în primul rând, granițe, față de cei care vă judecă.
Eventual, personajul respectiv, dacă știți că e un personaj în viața voastră care e frică că va fi judecat, acela trebuie să învețe să pună granițe și să se lupte pentru o dragoste autentică, îndrăgostiții și patru de pute să flăcări gemene toată ziua. Acușica. Un nou capitol în viitor se încheie. Se încheie un vechi capitol, un mare capitol, o karmă familiară, a spune, epuizantă, cu 10 de bute. Epuizant. 10 înseamnă încheiere de ciclu, lumea de capitole. Sunt 2 de 10 și un 1. Manifestarea, magicianul pe care l-am văzut la început. Și repet, 7 de bâte. Acum variază de la om la om. Unii trebuie să pună granițe personale în fața celor care judecă din punct de vedere religios, eu știu, sau, eu știu, de altă natură. Dacă aveți de-a face cu oameni care sunt incorrecți, iar trebuie să puneți granițe personale. Dacă știți că sunt oameni care nu sunt autentici, sunt mincinoși, fac bani din lucruri. Nu e vorba de mister aici, de astrologie sau de tarot. Nu, nu, nu. Fac bani din furăciuni, din... Care era cuvântul? Măsluirea, judecata, măsluirea unor cuvinte, a unor contracte. Că am văzut, l-am dat judecata. Dacă știți că există în preajma voastră oameni de genul acesta, și în familia voastră, dacă sunt, puneți granițe personale. Și dacă nu sunt familia voastră, e bine. Poate în familia lor. Dar puneți granițe personale și eventual oferiți asistență. Da, oferiți asistență. Ia uite. Noi oportunități apar în zare, dar în această perioadă, eu zic că sunteți mulți. Mulți, nu știu câți. Sau un anumit număr dintre voi care aveți de vindecat, ca și mine, karmă familiară. Eu o să vorbesc anul viitor. Acum, în decembrie, nu cred că am timp. Despre chestiile astea. Mai mult. Pentru că lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte, nu se vindecă peste noapte, nu ne eliberăm peste noapte, dar sperând la mai bine, la vindecare, la fericire absolută, se va manifesta, ați văzut? Sperând la dragoste, sperând la un cuplu armonios, apare dragoste. Dar, repet, trebuie să puneți granițe personale. Hai să clarificăm lumea. Poate cineva la distanță, peste hotare, care experimentează chestia asta în cazul în care nu este experiența voastră. Extraordinar, 10 de cupe, un nou capitol sub 10 de cupe. Mai. Dacă sperați, se va împlini. Dar nu la modul obsedat, ci e chestiune de schimbare de vibrație. Nu să fiți legați mental de această idee, ci să fiți deslegați și să împărtășiți dragostea cu cavalerul de cupe, da? E o diferență, da? Care va manifesta? Haideți să vă ajut să înțelegeți. Care dintre cei doi manifestă 10 de cupe? Evident că nu acesta care este legat în gânduri, care numai cu tare lucru vrea, dar nu face nimic. Stă pe loc în gânduri. Va manifesta dragostea cel care se duce cu sufletul deschis și împărtășește. Și își va întâlni perechea. Așa văd lucrurile. Și uitați. Încheiați un capitol mare și voi și persoana dragă și vă veți întâlni. Ce frumos! Vă veți crea familia voastră, drumul vostru, fericirea voastră. Da, abundență, dragoste, vindecare, dreptate, asumare. Clarificăm 10 de bâte. O dată, doi, trei ori. Trebuie să intrați pe calea voastră, să inițiați calea voastră. Bărbați, femei, nu contează, dar în mod special bărbați. Luna. Asta. Vă înfruntați fricile și renunțați.
la lucrurile acelea care v-a consumat până acum foarte mult. Mai dăm 7 de bâte. Și când, vă rog frumos, aș vrea să fiți sinceri, nu neapărat în comentarii faceți ce vreți cu voi. Când spun că vă înfruntați fricile, e un termen foarte profund. Nu spuneți, că eu sunt leu, leoaică și să am curaj. Nu, n-are nicio legătură. Asta e o atitudine plină de ego. Ca să-ți înfrunți fricile nu e ușor. Și am văzut mai devreme eremitul. Nu e ușor. Ia, odată 7 de bâte, odată. Ia. Mai. Dacă reușiți să puneți granițe personale față de cei care au problemele pe care le-am descris mai devreme, manifestați un cuplu, aș spune elegant, echilibrat, care plănuiește împreună creștere. Pentru unii dintre voi va veni persoana potrivită care să vă dezlege de blocajele mentale. Un personaj puternic, împăratul, eventual, care vă va oferi echilibru. Împăratul pentru împărăteasă. Dacă împărăteasa este blocată în niște karme familiare, ar spune că apare împăratul. Doritor să elibereze această energie. Variază. Dar mai dăm o carte, totuși. 7 de bute. Cavalerul de cupe iar! Păstrați-vă inima deschisă. Aici este mesajul. Păstrați-vă inima deschisă. Clarificăm și luna. O dată. De două ori. Nu mă așteaptă. Faietonul. Da, lăsați fricile, lăsați epuizările, lăsați acest ciclu și relații epuizante și mergeți către steaua voastră. Da? Steaua este aici, în acest cuplu fericit. Luna și faetonul, cineva cu marcaj în zodia racului. Pentru unii dintre voi, poate aveți planete în rac și planete în leu. Oh, știți, vai, de foarte greu. Foarte greu. Dacă cineva cu marcaj în zodia racului și a leului, marcaj, variază de la un om, mai ales dacă are soare sau lună în rac, este foarte greu să renunțe la influențele materne, care au fost epuizante, au fost obositoare și derutante. Derutante și deviante de la calea sa. Apropo de energie masculină. Acest personaj trebuie să-și găsească identitatea dincolo de familie, de influențele materne. E foarte greu. Mai ales dacă are, dacă are marcaj în zodia racului. Clarificăm și cavalerul de cupe. Iar am făcut etalare lungă. Da, până de două ori. Ia, de trei ori. Ia uite. Vă întâlniți mai. Păstrați-vă sufletul deschis și vă veți întâlni cu sufletul pereche. Ai, ce frumos. Am văzut îndrăgostiții, doi de cupe. Unde erau îndrăgostiții? Ia uitați-i. Îndrăgostiții, patru de bute. Ce frumos. Și acum ce apare? Mai, spânzuratul. Va veni un personaj care să vă salve. Am văzut împăratul mai devreme, acum apare o femeie care ajută energia masculină. Variază de la om la om. Cine știe să pună granițe și îndrăznește să pună granițe acelor probleme ancestrale, să zicem, va primi ajutor. Nu doar divin, nu doar inspirație divină, că asta are spânzurat, inspirație divină, va primi ajutor, vindecare din partea unei alte persoane. Aici este o femeie care ajută un bărbat. Mai devreme era împăratul care mi s-a promis că dezleagă o energie feminină și reușește să construiască împreună ceva. Ideea este că trebuie să lucrați odată la acel capitol. Da, să vă înfruntați demonii. Să renunțați, iar 10 de bâte apare a treia oară, să renunțați la ceea ce vă epuizează și să vă păstrați pasiunea pentru lucrurile care vă animă și pentru a cuceri lumea și a vă cuceri iubirea și a vă cuceri destinul.
identitatea. Interesant. Foarte interesant. Ia mesaje. Wow. De aia am zis că și energia feminină trece. Ia, aceste cruci trece prin Mars Transformer. Nu doar energia masculină. Probabil e povestea unor flăcări gemene. Probabil. Sau suflete gemene. Sau suflete pereche cu o misiune specială în lume, aș spune. Lumea și 10 de cupe, o misiune specială și frumoasă în lume. Trebuie să împărtășească în lume fericirea pe care o manifestă împreună. Iată. Concentrați-vă pe dragoste. 2 și cu 4, 6. Am mai văzut 6. Privește la ceea ce este bun în fiecare. Mai, ce era pe aici? Da, dragostea îndură. Îndură, dar până când? 1 Corinteni cu 13, dacă dragostea nu e nimic, nu e. Mai dăm un mesaj. Vine oia de îngumițiaș. Ioi. A, ce frumos! A apărut și la rac. La sfârșitul sfârșitului. Mă și întristase etalarea la rac. I love you. Iubește-te pe tine. Oricine ai fi. Cea care asculți. Și vei păstrează sufletul deschis, vezi ce este bun în fiecare, dincolo de tradiții, de etichete, de familie. Adică nu mai judecăm după familie. Știi că familia e bogată? Poate să fie familia bogată și urmașul să fie sărac. Cu duhul. Și invers. O familie săracă și urmașul sau, eu știu... Cum e? Am zis că o să vorbești despre cenușărea asta la un moment dat. Da, complexul ăsta al Salvatorului. I love you. Cele mai frumoase cuvinte. Spuneți-vă că vă iubiți și renașteți. Și spuneți-le și altora. Și veți auzi, veți primi și voi declarația asta. Foarte frumos. Foarte frumos. Ia uite. Apropo, iubește-te. Apropo de 8. Pentru noi trebuie să învețe să se iubească. Iar o comunicare, ajutor. Frumos. Frumos. Vai, ce frumos. Dar știți ce vreau să vă zic? Între zodia racului și zodia leului m-a apucat un rău teribil. A trebuit să stau 2 ore întinsă. Mi-a revenit acum, sunt în forță. Sunt bine. Nu-mi dau seama care din cele două etalări, pentru că și aici am început intens, dar s-a terminat frumos. Acolo a fost mai greoaie etalarea pentru rac. Cred că vorbesc pentru totuși niște oameni care au planete rac-leu. Rac-leu. Bine. Hai să vedem sfaturi, sfătulețe. Pentru a ia... Am văzut multe emoții, 10 de cupe. Mai calmați-vă un pic emoțiile, că aveți lucruri de făcut. Și aveți încredere în norocul vostru, dar încredere de aia autentică, nu că... că sunt leu, paraleu. Mai dăm asta. Sfătulețe pentru leuți și leuțe. Cum pot să folosesc eu diminutiv tocmai la zodia asta? Lei și leoaice, pardon. Da. Gândiți-vă un pic la priorități. Ce este prioritar? Apropo de vărsător, să fie autentic, da? Și vorbiți apropo de magician, în așa fel încât să manifestați. Conștienți că ceea ce vorbiți se manifestă, poate că nu întâmplător, nu, poate cu siguranță nu întâmplător a apărut acest I love you. Dacă sunteți conștienți că orice cuvânt se manifestă, veți spune mai des aceste cuvinte. Și voi și altora și veți și primi declarațiile care vă vor da aripi. Red Bull vă dă aripi. Frumos, până la urmă e frumos, da. Da, e frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau!